Mai mulți preoți ai Mitropoliei Moldovei și Chișinăului au fost surprinși în această dimineață pe aeroportul Chișinău la ghișeul Business Class. Potrivit portalului deschide.md, ei ar pleca la Moscova pentru o serie de instruiri, dar și pentru a primi carduri MIR. Vizitele ar fi mascate sub forma unor pelerinaje și ar fi finanțate de condamnatul fugar Ilan Șor și de Patriarhia de la Moscova. Întrebați de reporterul TVR Moldova, unii au recunoscut că pleacă în capitala Federației Ruse, dar au negat că se vor întâlni cu Ilan Șor. Alții însă au refuzat să stea de vorbă cu jurnaliștii. Părinte, da, unde zburați? La Sfintele Mănăstiri. La care mănăstiri? Serghii Posat. De unde? Zagorsk. 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 Cine va achită zborul? Văd că astăzi sunt mai mulți colegi ai dumneavoastră. Da, organizați. Către cine organizați sunteți transportați? Nimic, nu știm nimic. Dar este adevărat că urmează să vă întâlniți cu Ilan Șor la Moscova? Nu. Absolut nu. Noi cu preoți avem dis... Slujim, ne rugăm pentru țara noastră, pentru poporul nostru. Potrivit surselor TVR Moldova, aproximativ 10 preoți din Florești și Soroca ar fi zburat la Moscova cu escală prin Istanbul. Pe câțiva i-am surprins chiar la ghișeul Business Class din aeroport, printre ei și preotul Veaceslav Parasi, care a spus că își plătește singur călătoria. Dar cine va achite călătoria la Moscova? Eu singur. Dar ce scop vă duceți la Moscova? Deși vă vorbiți în sufletul oamenilor. Întrebat dacă va avea o întâlnire cu Ilan Șor și dacă va primi bani pentru asta, preotul a zâmbit și a refuzat să ne răspundă. Este adevărat că urmează să vă întâlniți cu Ilan Șor? Nu. Dar unde zburați? Nu importă, eu avem drept să... Care este destinația finală? E adevărat că sunteți duși organizat în Rusia? Nu. E adevărat că o să primiți câte 1.000 de euro pe cap? Părinte, dar de ce refuzați să discutați cu noi presa? Ne explicați clar unde vă duceți. Cei mai mulți slujitori ai bisericii pe care i-am găsit în terminalul aeroportului au refuzat să stea de vorbă cu jurnaliștii. Dacă nu aveți nimic de ascunde, de ce nu vă opriți? Vă duceți la Moscova? Este adevărat că urmează să vă întâlniți cu Ilan Șor? Cine vă plătește călătoria la Moscova? Urmează să vă întâlniți cu Ilan Șor? Am încercat să aflăm mai multe despre aceste vizite, iar secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaș, a declarat că instituția religioasă știe de aceste deplasări, dar nu le-ar fi organizat și ne-a sugerat să luăm legătura cu alți responsabili din cadrul Mitropoliei, episcopul Ioan Moșneguțu și părintele Oleg Viero, protopop de Criuleni. Nu cunosc absolut nimic. Eu sunt ținut absolut la distanță de subiectul ăsta și chiar mă bucur de acest lucru. Pentru mine, exemplu, este interesant. Cine finanțează lucrul ăsta? Fiindcă a da pașaportul și de a-ți da acordul de a te deplasa în Federația Rusă, mai ales în circumstanțele zilor noastre, este o chestie destul de, nu știu, poate riscantă. Contactat telefonic, episcopul Ioan Moșneguțu, cel la care a făcut trimitere secretarul Mitropoliei, a negat că ar fi persoana responsabilă de organizarea acestor pelerinaje. Dezmint această informație. Nu sunt nici coordonator, nici organizator al acestor plecări ale preoților noștri în Federația Rusă. Nu am avut niciun bilet procurat pentru a pleca astăzi dimineață spre Moscova și acest lucru poate fi ușor verificat. Nu am intenția să plec în acest pelerinaj, în această perioadă. Secretarul Mitropoliei Moldovei și a Chișinăului ne-a mai sugerat să-l contactăm și pe protopopul de Criuleni, responsabil de organizarea pelerinajelor, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon. Potrivit unei investigații publicate ieri de deschide.md, în lunile august și septembrie sunt programate mai multe deplasări ale preoților Mitropoliei Moldovei în Rusia, finanțate de oligarhul fugar Ilan Șor cu susținerea Patriarhiei de la Moscova. La așa zisele pelerinaje ar urma să participe cel puțin 120 de fețe bisericești. Plecările sunt organizate la fiecare protopop care folosește grupurile interne de comunicare pe internet, unde le propune doritorilor să călătorească în Rusia. La întoarcere, ei primesc carduri MIR eliberate de Promsviazbank, unde li se promite că vor primi salarii și ajutoare pentru biserică. Analiștii politici mai spun că în acest fel, preoții Mitropoliei Moldovei vor fi folosiți de forțe controlate de la Kremlin, care se opun drumului european al Republicii Moldova.